Fraților, astăzi vorbim despre torționari. Mai exact, despre Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior. La sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60, cei doi s-au aflat la conducerea unor lagăre și închisori destinate deținuților politici, adică persoane pe care regimul comunist reconsidera drept dușmani care trebuie eliminați. Prin izolare, prin foamete, prin privare de orice drepturi, prin bătaie și, în unele cazuri, prin lichidare fizică. A fost un sistem represiv care a distrus zeci de mii de vieți, a afectat nenumărate familii și a lăsat o puternică amprentă asupra societății românești. Un sistem despre care, în ciuda cărților și studiilor publicate în ultimii 30 de ani, încă mai avem foarte multe de descoperit și de învățat. Și un sistem care nu a funcționat de la sine, ci a fost gândit și aplicat de oameni. Așa cum au fost, de exemplu, Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior. O jumătate de secol mai târziu, într-o Românie complet diferită, în care democrația s-a consolidat și funcționează, cu bunele și rele lăsare, numele lui Vișinescu și Ficior au ieșit din anonimatul istoriei. Cei doi figurau acum pe o listă a torționarilor comuniști, persoane acuzate că în primele două decenii postbelice s-au aflat la conducerea unor centre de detenție unde au fost închiși, în condiții deosebit de dificile, deținuți politici. Și totodată, că prin acțiunile lor au provocat suferință și chiar decesuri acestora din urmă, fapte care le-au adus celor acuzați eticheta de torționari comuniști. Dintre toți cei suspectați, numai Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior au fost judecați și în cele din urmă condamnați pentru infracțiuni contra umanității. Au fost două procese care au stârnit foarte multe discuții în societatea românească. Că sunt vinovați, că au fost numai niște executanți, că e prea târziu, că este o lecție pentru generațiile viitoare, că sunt mult prea bătrâni și multe, multe alte păreri pro și contra. Iar peste toate astea s-au spus și multe neadevăruri și s-au creat mituri în jurul celor doi torționari. Ba chiar Vișinescu devenise și un meme pe internet sau un subiect de sketch-uri pentru emisiuni de umor. Așa că astăzi o să aflăm poveștile adevărate din spatele torționarilor Alexandru Vișinescu și Ioan Ficior. Cine au fost de fapt cei doi? Cum au ajuns să aibă drept de viață și de moarte asupra deținuților politici? Și cât de îndreptățită este eticheta asta de torționari? Alături de mine se va afla Constantin Vasilescu, unul dintre cei care au documentat sesizările penale care au stat la baza trimiterii în judecată și care apoi a urmărit îndeaproape desfășurarea celor două procese. Ba chiar a avut ocazia să discute pe larg cu Alexandru Vișinescu și să participe la investigațiile arheologice de la Periprava, unde au fost descoperite rămășițele victimelor lui Ioan Ficior. Așadar, este probabil persoana care știe cel mai bine cum stă treaba în cazul torționarilor Vișinescu și Ficior. Hai să începem cu Alexandru Vișinescu, că el a fost primul care a intrat în lumina reflectoarelor și... Da, ghinionul lui, că el a fost primul descoperit. Da. Și, așa și că stătea mai în centru. Da. Cine a fost Alexandru Vișinescu? Dincolo de bătrânelul acela pe care l-am văzut la știri, așa, care mergea și vrea să dea cu pumnul și mai scăpa câte o înjurătură. Da, uite, vezi, asta chiar e o chestie, pentru că Alexandru Vișinescu, acum în mintea multora, este fie bătrânelul de care vorbeai tu mai devreme, că mai scăpa așa cât un pumn din ăla veștejit și cât o sudalmă din aia grea, fie personajul ăla umoristic pe care l-a jucat Bendeac o vreme. Altfel, băi, Alexandru Vișinescu, au fost mulți de Alexandru Vișinescu până la un punct în România acelor vremuri, până la punctul în care el s-a încadrat în securitate și în structurile astea de forță ale regimului. Vișinescu s-a născut prin 1925, undeva într-o localitate din județul Buzău, Aldeni se numește, și ca foarte mulți tineri sau copii din mediul rural din perioada aia, a avut o copilărie destul de dură, de grea. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Tatăl lui a murit chiar înainte de a se fi născut. Mă rog, am înțeleg din ceea ce mi-a relatat chiar Vișinescu, că a avut o moarte destul de
violent așa și a prins brațul la batoză. Într-o curea, dacă ți-amintești scena din Moromeții, știi, în momentul în care Vișinescu mi-a zis lucrul ăsta, mi-am imaginat ceva similar, știi, că brațul i-a fost prins în curea batozei și a murit. El mai avea doi frați, o soră mai mare și un frate, practic erau trei copii după câțiva ani, în familia rămasă acum fără tată, s-au mai adăugat doi copii. A fost silit de la o vârstă foarte, foarte fragedă, 3, 4, 5 ani, să facă tot felul de munci din astea care se făceau la țară în vremea aia și se mai fac încă și astăzi în multe locuri din România, de la plimbatul gâștelor la păscutul oilor și tot felul de și al vacilor și tot felul de munci de genul ăsta. Problema a fost că toată copilăria lui s-a construit destul de dur așa și de nefiresc, iar toate lucrurile astea au lăsat urme. Mama lui, de exemplu, a fost abuzată de către tot felul de, mă rog, supraveghetori, vechili de pe diferite moșii unde ei erau siliți să trăiască și să lucreze și asta îți dai seama că l-a influențat foarte, foarte mult. Chiar atunci când am vorbit cu el, la 10-15 minute tot revenea la episoadele astea. A muncit pe moșiile unor țărani înstăriți sau pe moșiile unor mari proprietari și de la un punct încolo a trebuit să se integreze într-o nouă jumătate de familie, pentru că mama lui s-a recăsătorit cu un bărbat care la rândul lui avea mai mulți copii. Și îți dai seama că lucrurile n-au mers deloc ușor pentru el. A reușit totuși, în condițiile astea, a reușit să facă 6 clase. Asta înseamnă ceva. Practic, până la 20 de ani, după ce a trecut de episodul ăsta al creșterii, al păscutului vitelor și al plimbatului gâștelor pe malul apelor, a lucrat ca muncitor zilier necalificat. La pădure, la drumuri și în agricultură. Deci nu am făcut parte din plutonul de execuția lui Antonescu, Nu. Asta e simplă poveste. Dacă nu mă înșel eu, apropo de lucrul ăsta, o să fac o paranteză. Un alt personaj, Costică Gălăvan, a făcut parte din plutonul ăsta de execuție sau, mă rog, cel puțin a fost prezent la fața locului. Cel care, de fapt, ar fi trebuit să fie numit înaintea lui Vișinescu la conducerea penitenciarului Râmnicu Sărat, dar care, dintr-un motiv sau altul, n-a mai ajuns să fie numit acolo. Sper să nu fac o confuzie, dar eu așa mi-amintesc. Mă rog, dincolo de toate greutățile astea ale vieții lui, el n-a avut nici prilejul, nici oportunitatea, n-a fost nici contextul potrivit ca să încerce vreo formă de înregimentare sau să se îndrepte cumva spre structurile astea mai mult sau mai puțin în stadiu incipient ale comunismului. Șansa lui și neșansa altora, sau poate chiar și neșansa lui, până la urmă asta e un lucru care rămâne încă de stabilit, a fost stagiul militar. El în 1948 a trebuit să-și îndeplinească stagiul militar, a mers în armată și, cum se întâmpla cu foarte mulți dintre tinerii din acea perioadă, din acele vremuri, armata s-a dovedit pentru el o rampă de lansare. A fost văzut, originile sociale i-au fost considerate potrivite și atunci a fost recrutat în aceste structuri ale securității. A făcut o,
o școală pregătitoare și la un moment dat a ajuns chiar la școala care pregătea recruți pentru birou inspecții, condus de Tudor Sepeanu la vremea aia. Și cum a ajuns din securitate la conducerea închisorii? Da, asta iarăși e o poveste. Vișinescu, să știi că n-a fost așa cum l-am văzut eu, așa cum l-am văzut, așa cum l-am și cunoscut personal, am avut șansa sau neșansa asta, așa cum am citit și am auzit lucruri despre el, n-a fost chiar tocmai un personaj obișnuit. A fost un tip foarte ambițios, foarte răzbătător și a fost un tip foarte ranchiunos și răzbunător. Lucrul ăsta l-a ajutat în direcția asta, da? Pentru că l-a făcut să nu uite niciodată, să nu-și uite copilăria, să nu-și uite tinerețea, iar în momentul în care a fost recrutat în aceste structuri de forță, toate energiile lui și toate resentimentele lui au fost canalizate în direcția asta. Cumva el a avut întotdeauna, el pentru el însuși și nu numai, a avut întotdeauna o posibilitate de legitimare, de autojustificare. Da? El spunea, mi-a spus la un moment dat, îmi amintesc atunci când am făcut un interviu cu el, mi-a spus în felul următor: atunci am avut și eu dreptul să vorbesc. Deci pentru el toată povestea asta a reprezentat o șansă. Spuneam, nu era un tip lipsit de calități, însă cu siguranță avea limite. Asta l-a făcut ca la un moment dat el să eșueze totuși munca de informații din interiorul penitenciarelor, pentru că el era ofițer de securitate, dar cum știi și tu, devenise subofițer, după aceea subofițer de securitate, dar cum știi și tu, la biroul ăsta de inspecții, acționa în cadrul Direcției Generale a penitenciarelor, doar că era subordonat securității. Ei, din cauza acestor limite pe care el totuși le avea, erau niște bariere culturale, intelectuale, pe care nu le-a putut niciodată trece, pentru că a fost așa un decalaj temporal pe care nu l-a putut niciodată recupera. Era greu ca la 20 de ani să încep brusc într-o jumătate de an, într-un an, într-un an și jumătate, 2 ani maxim, să comprim timpul așa pur și simplu și să recuperezi ce n-ai acumulat în toți anii aceștia. Ei, lucrurile astea s-au văzut și superiorul lui și-au dat seama că el practic nu are calitățile necesare pentru munca asta de birou. Și o muncă foarte subtilă, că trebuie să discerni informațiile, să vezi, să înțelegi, să direcționezi informatorii și așa mai departe. Exact, exact. Și să sintetizezi. Să le sintetizezi, să le scrii și să le transcrii, să le retranscrii, să le interpretezi, să le dai conotații, să le dai mai departe. Asta era destul de greu, de vreme ce el avea și anumite dificultăți în a se exprima în scris. Și în felul ăsta, după ce a funcționat o vreme la penitenciarul Jilava, după ce a fost transferat la Mislea, a ajuns la Râmnicu Sărat, dar la scurtă vreme, din cauza rapoartelor negative pe care le-a avut, sub pretextul unor restructurări care se făceau la vremea aia, mă rog, s-au și făcut, dar nu cred eu că ăsta a fost motivul principal pentru care el a fost înlăturat. El a fost trecut, practic, a fost înlăturat din securitate și a fost trecut în serviciul Direcției Generale a Penitenciarilor și a Colonilor de Muncă. Și așa a ajuns în 1956, da? să fie comandantul acestui penitenciar. Timp de 7 ani, până în 1963. Exact, exact, și până în 63, da. Ce s-a întâmplat la Râmnicu Sărat sub Alexandru Vișinescu? Care era regimul de detenție? Ce s-a întâmplat? Cine erau deținuții de acolo? Da, el a ajuns la Râmnic într-un context destul de delicat, în condițiile în care tocmai nu de foarte multă vreme se... Deținuții politici de la Sighet fuseră transferați, supraviețuitorii fuseră transferați în acest penitenciar și, practic, cei care ajungeau aici erau socotiți printre fie cei mai periculoși deținuți politici, fie
cei mai de preț, dacă mă pot exprima în felul ăsta, fie cei cu dosare foarte, foarte sensibile. Și în felul ăsta a ajuns Alexandru Vișinescu să patroneze peste existențele unor oameni precum Ion Mihalache, ca să începem cu un nume mai grele așa, Ion Gigurtu, sau oameni pe care mulți dintre noi i-am cunoscut direct sau indirect după 1990 sau despre care am auzit, precum Corneliu Coposu sau Ion Diaconescu. Practic, dar aici la Râmnicu Sărat au fost transferați foarte mulți demnitari din timpul guvernării lui Ion Antonescu, foarte mulți lideri din cadrul Partidului Național Țărănesc și nu numai. Avem totuși și câțiva deținuți foarte atipici, de exemplu, sau, mă rog, numai aparent atipici, dacă ne gândim la grozăvia pe care a reprezentat-o comunismul, nu să ni se mai pară atât de atipici. Îl avem pe Gheorghe Plăcințeanu, cel care a avut idila amoroasă cu Lica Gheorghiu și care a fost trimis acolo pentru a fi redus la tăcere. L-avem, de exemplu, de asemenea și pe Vasile Luca și pentru că tot a venit vorba despre cei care au fost închiși acolo, l-am avut și pe Valentin Cristea, cel care la data procesului era ultimul supraviețuitor și care a murit chiar în lunile din urmă. Iarăși un caz atipic. De ce? Pentru că Valentin Cristea, la rândul lui, fusese ofițer de securitate și din ofițer de securitate a ajuns deținut politic. Nota bene, ofițer de securitate fără voia lui, practic a fost draftat după ce a terminat facultatea de electrotehnică, a fost draftat în serviciu tehnic al securității de la Băneasa și, mă rog... Deci erau chiar de toate spectrele politice și... Acum, câteva cuvinte despre regimul de detenție de la Râmnicu Sărat. Se vorbește foarte mult despre Râmnicu Sărat ca despre închisoarea tăcerii. De ce? Pentru că în cele mai multe cazuri regimul era monocelular. Deținuții nu aveau voie să vorbească, nu aveau voie să comunice. Erau acolo, practic, pentru a fi îngropați de vii, iar în cazurile cele mai fericite pentru regim, unii chiar au fost acolo pentru a-și pierde viața. Hrana era, ca în multe dintre penitenciarele și coloniile de muncă comuniste, era mizerabilă. Asistența medicală aproape quasi inexistentă. Toate lucrurile astea erau dublate de aplicarea unor pedepse corporale foarte violente pe motive de încălcare a regulamentului sau de abateri. Deținuții cumva încercau să spargă vălul ăsta al tăcerii și atunci încercau să comunice prin tot felul de metode, de la bătăi în perete până la tușit. Exact, tușit și alte lucruri de acest gen. Deci da, din punctul ăsta de vedere, Râmnicu Sărat n-a fost deloc un loc de detenție nu ușor de suportat, nici măcar, să-i spun așa, greu de suportat. A fost foarte, foarte greu de suportat. A fost cumplit. Iarna, nu mai vorbesc, frigul era îngrozitor. Nu aveai mai nimic la dispoziție să te încălzești decât strict necesar care îți putea fi oferit într-o celulă de genul ăsta. O celulă de câțiva metri pătrați. Exact, da. Un pat și cam atât. Da, da, un pat și o tinetă undeva la margine și niște, hai să le spunem, mă rog, așternuturi așa, asta e un eufemism, soioase. Niște cârpe și niște obiecte din astea de us curent luate de la reformă, cum se spune. Astea erau condiții practic de izolator în alte închisori, iar aici erau la izolare permanent. Exact, da, da, da. Asta e observație foarte bună, da. Putem să ne imaginăm că Râmnicu Sărat a funcționat așa ca un izolator mai mare. Deși el ca penitenciar nu era un penitenciar mare, era un penitenciar de dimensiuni reduse. 36 de celule mici plus exact, da. Câteva mai mari pentru... Da, erau câteva celule mai mari pentru deținuți de drept comun, pentru că la un moment dat au coexistat acolo și după 1960-1961, poate chiar și înainte, au fost deținuți de drept comun, care au fost ținuți în penitenciarul de la Râmnicu Sărat, despre asta se știe mai puțin, și care
îndeplineau anumite munci, anumite corvezi în, în cadrul penitenciarului și aveau, trebuie să spunem și lucrul ăsta, ca oamenii să nu-și închipuie cine știe ce, aveau un regim radical diferit de al deținuților politici. Da? De la începând cu faptul că trăiau în comun, cu alimentația, cu faptul că erau scoși zilnic în perimetrul închisorii, se puteau plimba, puteau vedea cerul, puteau respira oarecum în voie. Unii dintre ei se ocupau chiar cu livrarea mâncării deținuților, de, deținuților politici, dar fără a avea contact cu aceștia. A, exista un ritual care se făcea la, la ore fixe și, mă rog, deținutul care împărțea gamelele mergea în tăcere, le lăsa la ușile deținuților politici și apoi pleca și, mă rog, ca ei să nu aibă contact. Închisoarea Dragomir Nicosarat are legătură cu moartea lui Miharache începătorul 1963, iar apoi închisoarea ca centru de detenție pentru deținuții politici este dezafectată. Și ce se întâmplă cu Vișinescu după 63? Da, Vișinescu... Până când intră în lumina reflectoarelor, să spunem așa. Exact, exact. Vișinescu după, după 1963 intră așa într-un, într-un cont de umbră, de umbră, cumva era, era și firesc, era unul dintre, deși nu era un om în vârstă, asta este un paradox, era un om totuși tânăr, da? 40 deci, ceva de ani. Da, 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 în 1963 nici măcar, da, deci da. Avea 38 de ani, era un om foarte tânăr și era totuși unul dintre dinozaurii terorii. Și, și atunci, odată cu decretele astea de grațiere, odată cu eliberarea deținuților politici, acești oameni încep ușor, ușor să fie trecuți în linia a doua, încep să fie mai puțin vizibili, încep să primească funcții mai puțin, mai puțin importante. Nu? Avem și episodul 1968 cu acea comisie care investigează, sau mă rog, cel puțin se face că investigează, spun se face pentru că consecințele nu au fost cele care ar fi fost normal să fie, da? Investigează abuzurile epocii trecute. Și atunci acești oameni ușor, ușor trec în, trec în linia a doua. Vișinescu mai funcționează o perioadă în direcția, în direcția penitenciarilor, deține un post la, la penitenciarul Cășoarele și ajunge la un moment dat să fie vărsat, cum se zice, în, în cadrele miliției. Da? Și în 1978 este pensionat din funcția de șef al miliției Giurgiu. Aici, ca să, ca să fac o, o paranteză, nici biografia lui din timpul cât a avut directoratul, cât a avut conducerea penitenciarului de la Râmnicu Sărat nu l-a ajutat. Acolo a comis tot felul de, de abateri. Asta era un lucru curent printre comandanții penitenciarilor, de la beții, orgii din astea bahice până la cazuri de corupție mai mare sau mai mică și lucruri de, de genul ăsta. Deși pe vremuri era corupție. O, da. O, da, da. Să fim serioși. Știi, dacă putem să facem și paranteza asta, acum, apropo de ce ai spus tu, mă gândesc că se vorbește foarte mult despre comunism, se vorbește foarte mult despre moștenirea comunistă, da? Mai ales în culmea, mai ales în zilele astea. Și oamenii uită, uită să vadă că există un fir, un fir roșu care trece dincolo de, de perioada comunistă și trece chiar și de cea interbelică, ca să nu... Asta nu înseamnă că comunismul, Doamne ferește, n-a avut consecințe sau nu, urmele lui nu, nu se văd, patina lui, da, încă se vede, n-a trecut suficient de, de mult ca să dispară așa cu, cu desăvârșire, dar nu, nu, comunismul este... Nu numai comunismul este vinovat pentru ceea ce traversăm noi zilele astea mai recente sau mai... îndepărtate. Adică corupția a existat și înainte de, de comunism. Face parte din moștenirea genetică, nu? N-aș merge... Altă întrebare, nu? Nu, da, 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 n-aș merge până, până acolo, nu. Eu nu cred. Asta face parte din, din decor. Ca să zic așa. Uite, dacă vrei tot, tot în direcția asta, mă gândesc acum, de ce au fost atât
atât de mulți Vișinescu disponibili? Adică, cumva, se vorbește foarte mult de perioada interbelică ca despre o vârstă de aur a României. Ei, n-a fost numai așa. Regimurile din această perioadă au eșuat în a rezolva niște probleme foarte acute, foarte grave ale societății românești. Tocmai de asta, după 23 august 1944, au rămas în urmă mii, zeci de mii, poate chiar sute de mii de oameni dispuși să facă astfel de lucruri. Și asta este foarte important, nu numai dispuși să le facă, oameni care s-au socotit îndreptățiți să le facă. Abia aici este cheia. Așa cum a fost poveștii. Vișinescu. Exact, exact. Pentru că Vișinescu până la sfârșit s-a considerat îndreptățit, dincolo de cinismul lui și de, uh-huh. de vinovăția incontestabilă. Dar miza este să încerci cumva, fie și pentru o clipă, să te pui în pielea lui, știi? Și să vezi... Da, asta e cel mai dificil de făcut. Da. Da, e dificil pentru că... E inconfortabil și apoi îți atacă stereotipurile pe care le ai tu despre subiectul pe care... Da, și aș mai adăuga ceva, riști să empatizezi. Acum, nu știu cum îți sună formularea asta, dar... Știi că eu am un dram de empatie, dar... Da. Da, nu, Doamne ferește. Trecem pe niște vremuri mai puțin empatice, într-adevăr. Da. Dar, adică rău e foarte... Cum să zic? Foarte benign, așa, și omniprezent. Da, da. Și ne poate duce de nas. Da, da și nici măcar să nu ne dăm seama că e rău. Dar revenind la Vișinescu, ce s-a întâmplat cu el după 89? A mai căutat? A fost vreodată deranjat de cineva până când a fost deranjat de toată lumea? Nu. Vișinescu după 1989, ca majoritatea angajaților din Direcția Generală a Penitenciarilor și a Coloniilor de Muncă, s-a scufundat în anonimat. El a fost un singuratic din totdeauna. Poate ar trebui să spunem și lucrul ăsta. El n-a fost niciodată căsătorit. Se pare că a avut totuși un copil dintr-o aventură pentru care, mă rog, a plătit și profesional. La un moment dat, în anii 60-70, a fost un mic scandal legat de acest lucru. Se găsesc elemente în dosarul lui de cadre. A fost un articol care s-a publicat la un moment dat în Scânteia. Da, și asta cumva l-a determinat să... l-a forțat să acorde să aloce oarecare sumă de bani fiului, mai mult sau mai puțin recunoscut. Dar altfel, el a fost un singuratic și a provenit dintr-o familie numeroasă, a avut foarte, foarte multe rubedenii, dar în final a sfârșit singur și uitat, practic. Până când a fost acuzat. Da, până... De cum a ajuns să fie acuzat și pentru ce anume? Asta iarăși e o poveste. O poveste pe care o știi și tu în bună măsură. Știi că în 2005 s-a înființat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care avea printre obiective chiar alcătuirea și depunerea unor sesizări penale împotriva celor care se făceau vinovați de crime și abuzuri și alte grozăvii în timpul regimului comunist. Ei bine, în 2007, sper să nu greșesc, Institutul a depus o sesizare împotriva 210 foști angajați ai penitenciarelor și ai Direcției Generale a Penitenciarilor și a Coloniilor de Muncă. Este vorba în special de ofițeri și de oameni care au avut funcții de conducere. Normal ca ei să poată fi... practic acuzați de responsabil de astfel de lucruri. Cine e mai responsabil într-o astfel de unitate decât cel care o conduce? Bineînțeles, demersul n-a avut sorți de izbândă atunci. Acești oameni au fost acuzați de genocid, doar că reacția a fost neînceperea urmăririi penale. Acum, mă rog, nu o să discutăm chiar acum despre cât de valabilă sau mai puțin valabilă este această încadrare, dar lucrurile așa s-au întâmplat. Câțiva ani mai târziu, în 2013, când contextul s-a modificat un pic,
oamenii au început să mai, unii să mai dispară din structuri, alții să mai moară. Acest demers a fost reluat și practic sesizările au fost reluate împotriva acestor oameni. Pe lista de 210 din 2007 se afla și Alexandru Vișinescu. Cum s-a ajuns la această listă și la aceste nume? Într-un mod foarte simplu, verificându-se la evidența populației dacă acești oameni mai trăiesc. Alexandru Vișinescu era unul dintre cei care se aflau în viață, care locuia undeva în centrul Bucureștiului și care practic a ajuns în felul acesta în 2013 să facă subiectul unui dosar inițial depus, alcătuit și depus tot de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Inițial el a fost acuzat de omor deosebit de grav. Însă, din momentul în care dosarul a ajuns la parchet, parchetul a schimbat încadrarea în genocid, pentru ca ulterior, în final, el să fie condamnat pentru infracțiuni contra umanității, în tratamente neomenoase. Și cum s-a desfășurat procesul? Asta. Te întreb pe Nirem, pentru că tu ai fost la fiecare termen, atât al procesului cât și al recursului. Eu am fost o singură dată mai convins să vin cu voi și țin minte că am stat chiar în spatele lui Vișinescu. Am așa în minte sacoului ponosit și tot așa, nu pot să uit, momentul în care cu mâna dreaptă a ridicat-o și a dat așa, are hamite și a zis că nici pe vremea comuniștilor nu era așa. Momentul în care eram destul de ușor impresionabil pe vremea aceea, m-a uimit, m-a șocat și nu știu, m-am determinat să nu mai vin. Mi se părea ușor artificial, ca să nu spun altfel. Procesul în sine? Da. Băi, procesul ăsta... Adică dacă era la pariuri, avea cotă 1-0-1, ceva acolo. Da, procesul ăsta a fost într-adevăr o poveste. Îți zic, când am intrat prima oară în sala de judecată, l-am văzut pe Vișinescu. Mi se părea aproape ireal, știi? Atunci când vezi... Da, pot să-i spun personajul istoric. Vezi un personaj istoric despre care se tot vorbește, despre care știi mai mult sau mai puțin că a făcut tot felul de lucruri rele, da? Care e acuzat de tot felul de crime și îl ai cumva în fața ochilor. Bine, el stă cu spatele, dar tu l-ai în fața ochilor și atunci te gândești că nu ai ce contact să ai cu acest om. Fie că nu-ți dorești tu, fie că nu-și dorește el, fie că sunt niște reguli în sală, fie că sunt niște oameni care îl înconjoară, care îl flanchează și nu o să te poți niciodată apropia. Ei, ce să vezi? Termen cu termen am stat din ce în ce mai aproape de Vișinescu. De asta spuneam că rău are și așa o putere de atracție și de fascinație care este uneori este greu de controlat. Dar am fost cu un alt coleg de-al meu și amândoi, ușor, ne-am apropiat de Vișinescu. De ce? Din curiozitate, pur și simplu. Voiam să-l vedem, să-l auzim și, în ultimul rând, ne-am dorit să vorbim cu el. De ce ne-am dorit să vorbim cu el? Ca să-l înțelegem. Ca să ajungem în stadiu în care noi am reușit să dialogăm cu el, am avut nevoie de foarte, foarte multă răbdare și am avut nevoie de foarte pași foarte, foarte mărunți. Practic, la fiecare termen am stat în preajma lui, i-am răspuns la anumite întrebări, i-am stârnit bănuielile, curiozitatea, mirarea, l-am ajutat, de exemplu, și eu și Florin, pe care îl cunoști. Atunci când i-a sunat telefonul în sala de judecată, l-am ajutat și l-am dat pe silențios. Da? Erau chestiuni tehnice care îl depășeau. Da? În fine, asta așa, ca amuzament, dar ușor am reușit să ne apropiem de el. Dar ți-am spus, dintr-o curiozitate cumva profesională, da? Dar și umană. Știi? Era interesant să fii lângă el, în spatele lui. Era interesant să-l auzi vorbind, să-l vezi reacționând. Știi? Adică, apropo de ce mi-ai spus tu, de gestul de lehamite pe care l-a făcut, am auzit și eu foarte, foarte multe grozăvii. Procesul n-a mers bine pentru el, pentru că el a fost singur. S-a tot vorbit atunci în presă, s-a făcut foarte multă agitație în presă, din punctul meu de vedere
mare parte din agitația asta a fost, cum să spun, a fost produsă artificial și direcționată greșit, dar mă rog, nu mai discutăm despre lucrul ăsta. S-a făcut mare agitație despre faptul că Vișinescu va tergiversa, că Vișinescu va încerca să, prin tot felul de mijloace, să ducă procesul pe nu știu ce căi ocolite, să obțină amânări. Ei, în capcana asta spun că am căzut și eu la primul termen. Până mi-am dat seama de fapt că am de-a face cu un bătrân de 90 de ani care e foarte singur, e părăsit chiar și de ai lui, de rudele și de familia lui, despre care mi-a spus de multe ori că le-a ajutat foarte mult și care acum l-au lăsat singur. Practic, el în decurs de câteva termeni a schimbat doi avocați cu care avea dialoguri ale surzilor. El nu înțelegea pe ei, ei nu izbuteau să înțeleagă ce le transmitea el, pentru că, mă rog, avea niște dificultăți de vorbire, se exprima foarte greu, era dificil să-l auzi. Și din punctul ăsta de vedere, procesul a mers foarte, foarte rău pentru el. Acum, cum a tratat instanța un astfel de proces, s-a văzut foarte clar că nu avem magistrați pregătiți să se confrunte cu astfel de spețe. De la necunoașterea terminologiei, adică de la necunoașterea unor termeni specifici, dar dintre cei mai banali, până la necunoașterea cronologiei istorice, lucrurile astea s-au văzut, din punctul meu de vedere, firește, care e subiectiv în desfășurarea procesului. Iarăși mi se pare că judecătoarea, căci despre o judecătoare vorbim, cumva s-a lăsat dominată de emoții. Și nu că aș vrea să fiu avocatul lui Vișinescu, doar că uneori l-a tratat cum n-ar fi trebuit să o facă. Ea a repezit anumiți martori, n-a reușit să dobândească suficientă răbdare încât să asculte ceea ce îi transmitea acestuia. Este firesc, totuși. Trebuie să spunem și asta, e o speță cu încărcătură, vorbim de foarte multă suferință, vorbim de oameni care au murit, vorbim de figuri politice marcante, cunoscute, da? Care și-au găsit sfârșitul acolo și atunci cumva este explicabil, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim că actul de justiție ar trebui să fie așa foarte impersonal și foarte sec și foarte rece și foarte rațional ca să dobândească credibilitate și atunci mă gândesc că asta în derularea procesului n-a fost foarte ok. Marea problemă în procesul lui Alexandru Vișinescu a fost lipsa martorilor direcți. Pentru că vorbim de oameni cu greutate. La Râmnicu, despre cei închiși la Râmnicu Sărat, vorbim de oameni care totuși aveau oarecare vârstă atunci când au fost închiși și care la momentul judecării acestui proces nu mai erau în viață. Singurul deținut politic care se mai afla în viață și pe care l-am descoperit din evidența bazei de fișe matriculele penale era Valentin Cristea, de care spuneam mai devreme, un tânăr locotenent de securitate care fusese arestat pentru că în timp ce lucra la departamentul tehnic al securității, așa într-un limbaj mai colocvial, făcea și instala sârme și tot felul de sisteme din astea de interceptare și de ascultare, a oferit ponturi unei cunoștințe despre cum ar trebui să se ferească de aceste lucruri, de urmărirea securității, cum ar trebui să se ferească de un filaj, cum ar trebui să verifice dacă este ascultat atunci când vorbește la telefon și așa mai departe. Persoana îi fusese un fel de mentor așa în tinerețe și acum avea o organizație anticomunistă și mă rog, se ocupa cu răspândirea de manifeste și cu tot felul de alte lucruri și atunci Cristea l-a ajutat, lucrurile astea inevitabil s-au aflat și atunci a fost arestat chiar din biroul lui Evgenie Tănase, care era atunci adjunctul ministrului. Și a ajuns la Râmnicu Sărat. Ei bine, acesta a fost singurul deținut politic care a reușit să depună mărturie în procesul Vișinescu. Un om deosebit, într-adevăr. Un om care, atunci când am vorbit cu el, și-a manifestat rezerva, în sensul că a fost deschis, a zis, da, vorbesc cu tine, îți spun despre ce e vorba, dar n-aș vrea să apar la proces și n-aș vrea să depun mărturie împotriva lui Vișinescu, că eu l-am iertat pe Vișinescu. Era un om care era adept unor filozofii acestea orientale de viață și care avea
credința asta foarte puternică că totul se plătește la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, în viața asta sau în alta, și că atunci totul are un sens și că nu e nevoie ca el să intervină pentru în toată povestea asta. De altfel, mărturia lui a fost una echilibrată, esențială în derularea procesului, pentru că el realmente a confirmat condițiile de detenție, dar a fost foarte echilibrată și foarte surprinzătoare în ceea ce îl privește pe omul Vișinescu, pe cel care a fost comandantul iadului în care el a fost închis o vreme. Spun asta de ce? Pentru că au fost foarte mulți, lipsind foarte mulți martori direcți, au fost foarte mulți martori indirecți, oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Alexandru Vișinescu sau oameni care nici măcar nu auziseră de Alexandru Vișinescu. Mi-amintesc acum de poziția unei dintre ei care a fost întrebat de judecător: ați auzit de Alexandru Vișinescu? Nu, doar la televizor. Da, dar aici nu vorbim despre televizor. Da, dar nu, totuși știu despre ce e vorba. E vorba de urmașii cunoscuți ai celor care au fost închiși la Râmnicu Sărat și care aveau informații, într-adevăr, la mâna a doua sau la mâna a treia și pe care le-au transmis instanței. Și atunci era neapărat nevoie de astfel de oameni precum Valentin Cristea. Un om de o noblețe extraordinară și ale cărui interviuri cred că se pot găsi și pe YouTube. Asta pentru cei curioși care vor să vadă. Și mai vreau să zic ceva apropo de martori. A mai existat un al doilea martor direct, însă ăsta a fost un deținut de drept comun pe care iarăși noi l-am identificat din baza fișelor matricule penale. Numai că fișa lui matriculă era rătăcită între acelor politici. De ce? Pentru că fusese condamnat la un an și jumătate pentru huliganism. Dar ce conotație a avut huliganismul lui? A avut o conotație involuntar politică. De ce? Omul și-a permis să ia la înjurături pe activiștii care au venit să facă propagandă pentru procesul electoral care urma să se desfășoare, care oricum era unul formal, omul era un pic bine dispus. I-a bruscat un pic pe oameni ăștia au ieșit, a venit milițianul, omul a luat de gât pe milițian, i-a scos pistolul din toc și a încercat să tragă în el, doar că nu s-a descărcat. Și atunci a ajuns să fie condamnat pentru huliganism și a ajuns să fie închis la Râmnicu Sărat, din Buzău fiind. E o poveste și cu el că... Pentru un an și jumătate, atât. Da. La rândul lui mi-a spus povestea și a zis că tot așa, că nu vrea să apară în proces, dar în final n-a avut încotro și a fost citat ca martor. Mi-a și reproșat asta la proces. Păi și Vișinescu pentru ce a fost acuzat? Pentru că a condus închisoarea sau pentru că a bătut efectiv, a maltratat efectiv? Sunt foarte multe, cum să spun, elemente. Asta face un torționar sau asta definește activitatea unui torționar, nu? Cel care bate, care rovește, care provoacă direct suferință. Asta e altă discuție, asta este o discuție de reglaj fin, terminologică, ce este un torționar, apropo sau de... Asta e în mentalul corectiv. Da, și în sketch-uri, Vișinescu e cel care rovește, care își folosește direct puterea. Exact. A făcut asta Vișinescu cel adevărat? Eu cred că în sketch-uri a ajuns așa pentru gesturile pe care le-a avut atunci când a fost identificat de presă și filmat și alergat și hăituit și așa mai departe. Vișinescu nu era un om blând. Să ne înțelegem. Deci Vișinescu a fost un tip foarte dur, foarte aspru și foarte violent. Asta, el încă, în ciuda atitudinii lui de bătrân neputincios, încă mai transpira chestia asta prin toți porii. În final, el a fost condamnat pentru că era principalul responsabil, era comandantul penitenciarului. Însă sunt destule probe la dosar care vorbesc că el nu s-a sfiat să-i bruscheze pe deținuți. Bun, o să las la o parte tot felul de... hai să le spunem, informații absurde, cum că ar fi băgat baioneta în... să verifice dacă Ion Mihalache era mort. În fine, astea, din punctul meu de vedere, sunt lucruri, sunt lipsite de temei, dar faptul că el, la rândul lui, a bruscat deținuții sau i-a lovit, cred că e în afara oricărei îndoieli. Înainte să... pornim în cameră, vorbeam despre procesul lui Vișinescu și despre rezultatul oarecum surprinzător pentru mine, că povestea că el a fost condamnat cu 2-1, adică n-a fost unanimitate în rândul judecătorilor. Da, asta e hățișul ăsta juridic, e foarte
e foarte greu de decifrat, dar dacă ai răbdare, îți trebuie multă răbdare, cel puțin unuia ca mine, care nu are nici în mânecă cu domeniul ăsta, da, unuia ca mine chiar îi trebuie răbdare. Dar da, bun, în primă instanță Vișinescu a fost condamnat la 20 de ani, spuneam, pentru infracțiuni contra umanității, pentru tratamente neomenoase. Iar sentința a fost confirmată la Înalta Curte de Casație și Justiție de un complet de 3 judecători într-o formulă de 2 la 1. Adică a existat, 2 au fost pentru confirmarea sentinței din prima instanță, iar al treilea a fost împotrivă și a justificat foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere opțiunea. În definitiv, Vișinescu a fost condamnat conform codului penal din 1968. Asta apropo de ce vorbeam. Practic, lucrul ăsta teoretic se putea face imediat începând cu 1989. Da? Dacă în final a ajuns să fie condamnat conform codului penal din 1968. Însă, opinia separată a constat din invocarea legii penale cele mai favorabile. Asta este din câte am aflat și eu în anii din urmă, asta este un principiu de drept foarte, foarte puternic. Și atunci, deși judecătoarea care a făcut opinie separată a susținut că, deși conform codului penal din 1936, faptele lui Alexandru, pentru că, conform acestui cod, pardon, faptele lui Alexandru Vișinescu erau prescriptibile, deși până în intervalul în care ele s-ar fi prescris, a intervenit o nouă modificare, un nou cod penal adoptat în 1968, care le-a declarat imprescriptibile, a spus că nu se poate avea această, a susținut că nu se poate avea această abordare, pentru că asta ar duce la anularea principiului legii penale cele mai favorabile prin retroactivitate. Deci o argumentație juridică care pare că stă în picioare. Exact, la rândul ei poate avea foarte, foarte multă valabilitate. Adică asta m-a făcut să-mi dau seama în cele din urmă că de fapt justiția nu e ceea ce ne imaginăm de foarte multe ori. Știi că de multe ori când ne gândim la procese, la sentințe, la legi, la magistrați, ne gândim așa niște chestii absolute, da? Și ne gândim la niște legi matematice, da, care împart în alb și negru, exact, apodictice aproape, da, exact. Și fără inexpugnabile, impenetrabile, fără putința de a greși sau de a fi într-un fel sau altul. Asta m-a făcut să înțeleg că, de fapt, justiția în cele din urmă este un instrument care este în mâinile noastre. Și este foarte, foarte interpretabilă și depinde foarte mult de ceea ce vrem să facem cu ea, uh-huh, și de ceea ce vrem să facem din ea. Uneori. Asta, nu știu, poate să fie bine, dar poate să fie și mai puțin bine. Știi? Adică, tehnic, Vișinescu ar fi putut să scape. Pe o chichiță a legii, cum ar spune. Nici măcar chichiță, pe un principiu fundamental al legii. Principiu legii cele mai favorabile. Dar dacă ar fi scăpat, asta nu însemna că nu era răspunzător de faptele acestea. Iată, asta e. Asta a susținut și judecătoarea care a făcut opinie separată. Nici nu se pune problema ca Vișinescu să nu fi săvârșit faptele de care este acuzat. Deci, practic, vinovăția lui în fața oamenilor și a lui Dumnezeu, nu? Rămâne în afara oricărei discuții. Ce facem cu legea, din punct de vedere tehnic? Deci după ce reguri jucăm. Exact. Nu? Dar, ca o ultimă întrebare legată de Vișinescu, care a fost atitudinea lui față de proces și față de condamnare? Eu am reușit să stau de vorbă cu el așa cam în preajma, cu câteva, două, trei luni în preajma aflării verdictului final. Îi era, începuse să-i fie lehamite și avea un mare regret, asta mi s-a părut extraordinar la Vișinescu și la un om ca el, avea un mare regret. Nu neapărat faptul că își pierde libertatea, domne, ăștia mă degradează. Am încheiat citatul. Că îi fac soldat. Da.
Deci încă ținea la povestea asta, la prestigiul ăsta lui de ofițer de securitate și de miliție și, mă rog, ce a mai fost el prin toate structurile prin care a fost, n-are rost să le înșirăm aici, că plictisim lumea. Da. Da, deci, a fost multe, că decorațiile lui erau de vânzare cu câteva săptămâni. Uite, pe un site de ții minte? Ei, apropo de chestia asta, ții minte că ne-a arătat decorațiile când am fost la el? Le avea încă în garsonieră acolo și ne-a arătat decorațiile și ne vorbea despre fiecare. El locuia într-o garsonieră, e bine și să... Bineînțeles, dacă vrei spun câteva cuvinte despre condițiile în care locuia, apropo de povestea asta cu presa. S-a vorbit că Vișinescu trăia bine mersi într-un apartament din centrul Bucureștiului și o ducea foarte bine. Dacă ai fi văzut în ce condiții trăia Vișinescu, nu știu ce ai fi zis. Deci Vișinescu trăia într-o garsonieră, un spațiu foarte mic, care n-avea bucătărie, de exemplu. De cum deschideai ușa, te izbea un miros foarte puternic de urină și de neaerisit și... Mă rog, intrai într-un hol foarte mic, undeva în dreapta era o baie, la fel de mică, era vasul de toaletă, în fața vasului de toaletă era o masă mică de bucătărie, pe care parcă văd și acum era o jumătate de pâine, mai mult sau mai puțin tare, cu firmiturile presărate pe acolo și o felie de salam tot așa trântită. Deci, Vișinescu cina în baie, probabil, când mânca acasă sau... Da? Și în față era dormitorul, era... camera lui. Îmi amintesc că în iarna dinainte de condamnarea definitivă era un frig cumplit. Și Vișinescu n-avea căldură în casă. Deci a fost un frig cum n-a mai fost de foarte, foarte multe ierni în București. Nu știu ceva de genul minus 20 ceva de grade au fost câteva zile atunci. Și Vișinescu stătea fără căldură în casă. Deja îi se pusese poprire pe pensie și, mă rog, avea o pensie de vreo 33 de milioane. Firește, pentru vremurile alea, mă rog, nu sunt chiar foarte îndepărtate și comparativ cu bătaia de joc de care au avut parte deținuții politici, însemna ceva. Dar gândindu-ne că el practic era singur, el își cheltuia toți banii pe plata facturilor și pe masă, pe mâncare. Da? Avea înșirate pe pat sau pe lângă pat câteva sacouri, câteva perechi de pantaloni, câteva cămăși, câteva cravate, știi? Agățate undeva de perete, mă rog, toate soioase, ponosite, vechi, roase de mult, dar încă mai avea pedanteria asta. Adică ținea să umble îmbrăcat în pantalon de stof, așa cum erau ei, cămașă și cravată, dacă era cazul, și sacou. Mă rog, și avea și niște pantofi, dar așa, foarte scâlciat. Deci Vișinescu, atunci când a fost condamnat, trăia mizerie. Nu mă feresc de cuvântul ăsta. Bine, să nu ne facem impresia greșită. Asta se datora și vârstei înaintate, și singurătății, neputinței. Adică nu mai putea să-și facă lucruri de bază pe care ar fi putut să-și le facă un om cu veniturile lui. Nu? Adică putea să aibă, de exemplu, curat în casă, dar cumva soarta s-a răzbunat așa pe el, știi? Și l-a aruncat în mizeria asta. Ții minte că atunci când am fost, eram cu Florin și am zis, băi, ce bine că e iarnă și fiind iarnă e mai frig și mirosul este mai puțin... Dar păstra cu sfințenii acolo, avea scrisorile alea pe care le primise la distinții de drept comun, în care ăștia îi mulțumeau că i-a ajutat să se reduce, ni le-a arătat și nouă, cum le-a arătat și presei, decorațiile, câteva fotografii pe care le avea de când era copil cu picioarele goale și cu, mă rog, îmbrăcat în o pălăriuță din aia. Da, aia m-a frapat și pe mine, că practic am îmbrăcat cu ce avea mai bun la momentul acela. Da. În schimb, Ioan Ficior are o poveste cu totul diferită și un statut și un final oarecum diferit. Domnul Ficior e altă specie. Domnul Ficior e altă specie, un tip mai la fel de dur, la fel de brutal, dar mult mai rafinat. Mult, mult mai rafinat și, în mod evident, mai educat. E adevărat că nici el, și el s-a educat, ca să zic așa, la locul de muncă, în mare parte, dar oricum era mai educat decât
decât Vișinescu. Vișinescu a ajuns în toată povestea asta din întâmplare. Practic, el a fost văzut, a fost draftat, recrutat și dus acolo. E, nu, la Ficior lucrurile au stat invers. Era născut prin 1928 într-o localitate din județul Mureș, dacă nu greșesc. Și el a sesizat oportunitatea. A făcut școală, avea o școală profesională, a? Și în 1946, atunci când au fost alegerile, el a sesizat această oportunitate, s-a implicat și s-a înscris în Partidul Comunist. Și a fost primit. Deci Ficior a fost un tânăr care și-a dat seama, a sesizat oportunitățile și a încercat cu orice preț să le speculeze. El provenea dintr-o familie care, din punct de vedere religios, avea o confesiune neoprotestantă, cred, sau protestantă. Baptiști. Da, da. Exact. Știi? Ei, asta a fost o problemă pentru el, pentru că la rândul lui, la un moment dat, a trebuit să, în începutul anilor 50, a fost recrutat în armată, a trebuit să-și îndeplinească stadiul militar, a ajuns undeva la aviație, de la aviație a fost, iarăși a fost draftat de securitate, da? Și a început să facă foarte multe cursuri de perfecționare și foarte multe școli, nu e cazul să le înșirăm aici, și avea realmente aptitudini, calități și avea dorința de a parveni. Problema lui a fost confesiunea întotdeauna. Deci asta a fost o piatră de moară care i-a târnat de gât. De el mai era baptist practicant la momentul acela sau deci, doar bagajul familial a fost o vină? Ficior la început chiar a continuat să fie. El s-a căsătorit la 18 ani cu o fată din aceeași comunitate. Numai că ușor, ușor, încercând să înainteze în ierarhia profesională și nu numai, și-a dat seama că lucrurile astea îl costă. Și au început să-l coste la dosar. Și astea s-au trazut în tot felul de caracterizări, de documente pe care cei de la cadre le produceau și, mă rog, în care semnalau această ruptură în biografia lui. Și în final, ca să spunem așa mai pe scurt, asta l-a costat slujba în cariera în securitate. Și așa a ajuns el comandantul Bravo. Așa a ajuns în Direcția Generală a Penitenciarilor și a Coloniilor de Muncă. Probabil acum au început să se acumuleze și frustrările. A început la rândul lui să trăiască mai boem, mai pe șpriț, cum se spune, mai cu un adulter, mai cu... Știi? Și după ce a trecut prin mai multe, la conducerea unor mai multor unități, așa a ajuns în 1958 să fie trimis disciplinar de la Borzești, sper să nu greșesc, a fost comandat inclusiv la Poarta Albă în 1950 și ceva, nu știu exact acum. Deci dă-ți seama, unitate, da. Unitate grea. Da. De la Borzești în 1958 ajunge la Periprava. Îți dai seama, cine ajungea la Periprava n-ajungea de voie. Deci asta e limpede. La capătul lumii acolo n-ajungeai pentru că îți doreai, n-ajungeai pentru că, nu știu, vizai o înaintare în grad, că un salariu mai mare... De ce? Pentru că Periprava ce însemna? Sau ce era Periprava? Capătul lumii și fundul sacului. Așa, foarte pe scurt. Lada cu nisipa României, ca să fac o... paralelă cu lada cu nisipa altui stat, dar mă rog. Da, deci la Periprava era capăt de linie. Dă-ți seama că vorbim de un loc în care nu puteai ajunge decât pe apă. Deci la Periprava nu puteai decât fie pe apă, cu ambarcațiunea, fie cu avionul. Nu erau oportunități, nu erau posibilități, nu era nimic. În momentul în care colonia asta a fost înființată, în 1957, acolo nu era nimic. Ea fusese la un moment dat un punct de lucru care aparținuse de Chilia la începutul anilor 50, dar acolo, atunci, în 1957, când s-a înființat pe deținut de drept comun, nu era nimic. Oamenii au dormit sub cerul liber. Hoți, cum le ziceau ei în jargonul penitenciar, și cadre de penitenciar, deopotrivă, doar ofițerii au fost încartiruiți pe la câțiva localnici, pe la câțiva săteni. Dar nici n-aveau unde să evadeze. În primele luni evadările erau foarte, foarte frecvente până și-au dat seama cei de drept comun că nu au unde se duce, pentru că erau prinși rapid. Erau foarte aproape de între cele mai estice puncte din România, foarte aproape de granița cu Uniunea Sovietică,
peste gârlă, ca să zic așa, peste brațul Dunării era orașul Vâlcov, deci nu prea aveai unde pleca. Și practic colonia asta a fost edificată de la zero în nisip. Ce-ți puteai dori mai mult decât să-ți petrești câțiva ani din viață îngropat în nisip și mușcat de țânțari la periprava. El a ajuns aici tocmai din cauza abuzurilor și abaterilor pe care le-a săvârșit în calitate de comandant al altor colonii. Și îți dai seama că toate lucrurile astea s-au văzut și în comportamentul lui și în comportamentul angajaților coloniei. Și nu numai că s-au văzut, dar astea le-au resimțit în mod direct deținuții politici care au fost închiși acolo. Astea s-au tradus în brutalități, în violențe, în... Cum era să fii deținut politic la periprava? Care era regimul de viață, de detenție? Da. Complet diferit de râmnicul sărat aici. Da, complet diferit. Asta i-a și păcălit pe unii. Care s-au dus de bunăvoie la periprava pentru că au zis că merg la muncă. După ani de zile de regim penitenciar, i-au zis că merg la muncă și slavă Domnului, de bine de rău, măcar nu o să mai stau, exact, n-o să mai stau în patru pereți, o să fiu sub cerul liber, o să respir aer curat, o să văd animale, păsări, oameni, o să muncesc, dar o să primesc o mâncare mai bună. Ei bine, la fața locului, realitatea nu avea nici în mânecă cu ceea ce și-au închipuit. Ei foarte, foarte rapid, foarte mulți au început să regrete și să blesteme clipa în care au luat decizia asta, pentru că s-a făcut la un moment dat prin penitenciare, a fost așa un soi de inițiativă de voluntariat, cine vrea să meargă să, și unii chiar au ales să facă chestia asta. Practic, aveai un regim de detenție și mai greu, numai că trebuia să muncești, cu hrană insuficientă, în condiții climaterice greu de descris, vara foarte cald, praf, nisip, țânțari istovitori, iarna când se făcea recoltarea stufului groaznic, foarte frig, cu efecte rudimentare, semidistruse, da? Oameni care tăiau stuful într-un fel de, hai să zicem, cizme de cauciuc, mă rog, așa numiți ciulci, niște încălțări de cauciuc care ar fi trebuit să te ferească de apă și care, mă rog, erau sfâșiați atunci când călcai pe tulpini de stuf și când erau vulcanizați, ca să zic așa, de zeci de ori, cârpiți, peticiți, găuriți, îți intra, se spărgea gheața, cădeai în apă, îți intra apă rece, cumplit. Ca să nu mai zic că deținuții care lucrau la stuf erau cazați pe bacuri. Niște conserve mari de metal, unde nu aveau aproape niciun mijloc de încălzire. În timpul nopții pereții vasului înghețau, da? Și îți dai seama cum era. Ei erau așezați niște paturi suprapuse, nu știu câte doi în pat, cumplit din cauza respirației, se făcea un condens în care gheața de pe pereți, îți dai seama ce efect îngrozitor dădea chestia asta. Și timp de o lună, două, trei, tot așa, trebuia zilnic să te întorci acolo, iar dimineața să pleci și să mergi la muncă, la recoltatul stufului. Era cumplit. Care e o muncă foarte istovitoare. E o muncă foarte istovitoare, da. El se recoltează cu un tarpan, un soi de cuțit, un soi de seceră mai... Da. Cu o coadă mai mare. Da. După aia stuful se adună în glugi, glugile de stuf trebuiau cărate apoi către mal pentru a fi preluate și a fi duse mai departe. Da, nu. Era cumplit. Alții care erau mai norocoși, în cursul verii lucrau la grădinile de zarzavaturi, pentru că ei la periprava inițial au încercat să facă un complex din asta agrozootehnic. Meaiu avea mai multe astfel de facilități, ca să zic așa, da? Și produceau pentru export de multe ori. Asta mi s-a părut iarăși o ironie a sorții, da. Că ei făceau roșii la deținuții politici, făceau roșii la periprava și astea ajungeau pe mesele occidentalilor din Austria, de exemplu. Se livra inclusiv către Occident. Și nu numai, s-a îndiguit o zonă, o suprafață foarte mare de teren,
ca să fie terenul redat agriculturii, au fost aduse vite de rasă, ți-am spus, grădini de suprafețe mari pe care se cultivau legume. Era o întreagă nebunie care a fost pusă pe picioare acolo la Periprava, iar deținuții politici erau folosiți ca mână de lucru. Și despre câți deținuți politici vorbim la Periprava? Dacă la Râmnic, Vișinescu era, să spunem, tartor peste 36-40 de oameni, la Periprava vorbim de câteva mii, nu? Exact. Râmnic, cu săratul penitenciar mic, Periprava o colonie de muncă uriașă, una dintre marile locuri de detenție din România, care putea să, în același timp, să adune până la 4.000 de deținuți, da? Și prin care au trecut, după calculele mele, aproximativ 6.900 de oameni. Cel puțin. Cel puțin, ăsta este numărul minim. Mă rog, nu mă aștept să fie mult mai mare cel definitiv. Da? Ca să rotunjim, probabil undeva în jur de 7.000 de oameni au trecut prin Periprava, să facem și mențiunea asta în intervalul 1959-1964. Pentru că din 57 până în 59, Periprava a fost destinat doar deținuților de drept comun. Și erau oameni, practic, din toate... Din toate spectrele, de toate felurile, din toate orientările, de la neîncadrați, mă rog, care erau majoritari ca întotdeauna, la legionari, la... Frontieriști, am întâlnit. Frontieriști, da, foarte, foarte mulți frontieriști, așa au fost la Periprava. Oamenii ăștia au niște personaje aparte. Foarte mulți din cei care au fost implicați în episodul Gherla au ajuns la Periprava. Și acolo, ce s-a întâmplat cu ei, ne-ar trebui zile întregi să... Da. Dacă ar fi dintre ei să alegi o poveste, care... Uite, dacă ar fi vorba de o poveste, că tot ai pomenit de frontieriști, aș alege povestea unui frontierist, Gheorghe Scurtu. Asta este povestea unui salvamar, un tip tânăr, da? A lucrat ca docher pe la Constanța, ulterior ca salvamar, care pur și simplu s-a săturat de România. Voia să plece în Occident, să lucreze în Occident, să trăiască în Occident. Era un om fără școală, fără pregătire, era un om fără opțiuni sau identitate politică. Era un tânăr care voia să plece afară. La un moment dat, lucrând ca salvamar în Constanța, a avut mai multe tentative, nu mai vorbesc despre asta, a fost condamnat inițial, prins și a ieșit după 2 ani și s-a reangajat ca salvamar în Constanța și acolo a cunoscut o turistă din Germania, cu care a făcut o convenție. A zis, la anul, în ziua cutare, la ora cutare, ne vedem în punctul cutare. Și așa în fiecare an, ca să ne regăsim. Și ca să încerce să ajungă la întâlnirea cu fata respectivă, a încercat din nou să treacă granița, a fost prins, a fost implicat în, se pare că este cel care ar fi declanșat, Gheorghe Scurtu e numele lui, care ar fi declanșat revolta frontieriștilor de la Gherla, un tip foarte, foarte atletic, musculos, foarte recalcitrant și foarte, foarte nesupus, așa, știi? Și după episodul de la Gherla a fost transferat la Periprava, iar la Periprava a avut una dintre cele mai cunoscute tentative de evadare. Asta cumva l-a făcut așa ca un fel de legendă în fața celorlalți deținuți politici, care sunt supraviețuitori, care și astăzi îți povestesc despre Gheorghe Scurtu, regele frontieriștilor, despre cel care a încercat să fugă. Practic, el, cum spuneam, era cazat pe bac, numai că era în timpul verii, la niște munci din astea agricole de vară, dar era cazat pe bac și la un moment dat și-a pus în cap să evadeze și a făcut-o, era un înotător foarte bun și după ora stingerii, sub pretextul că a uitat ceva pe punte, a ieșit și pur și simplu s-a aruncat în apă. A făcut schema clasică cu tulpina, respirând printr-o tulpină găurită de stuf și așa mai departe. A stat, a evitat căutările în prima fază, a reușit să ajungă pe uscat, a trecut granița în partea cealaltă, în, mă rog, Uniunea Sovietică pe vremea aia, da? Și însă ghinionul lui a fost ca după câteva zile să fie descoperit de un țăran undeva în Basarabia, odihnindu-se într-un șopron undeva într-o grădină și, mă rog, omul fiind lângă graniță a chemat grăniceri, l-au prins până la urmă.
Dar asta a născut în mintea oamenilor o legendă extraordinară, cum că el ar fi ajuns undeva până la marginea lacului la Doga și acolo ar fi nu știu cu cine s-ar fi întâlnit, mă rog, tot felul de, deci o adevărată legendă. Nu e și din cap ideea de a evada, după toată povestea asta. Nu e și din cap, cum nu s-a schimbat felul lui de a fi, era cel care era întotdeauna gata să se bată cu gardienii și o și făcea la propriu, indiferent de câte pedepse primea, indiferent de câte, era cel care întotdeauna îi taxa pe informatorii de cameră. Și numai că îi taxa verbal, îi taxa și fizic, un aventurier, o poveste colosală. De altfel, Constantin Vasile, unul dintre cei care l-a cunoscut, s-a întâlnit cu el la scurt timp după ce au ieșit din închisoare, s-a întâlnit undeva în centrul Bucureștiului, undeva în zona cinematografelor, acolo, și ăsta, scurtul, când l-a văzut, zice: Costic, hai, ce faci, mergem? Și ăsta a zis: nu, eu nu mai merg. A mers Gheorghe, a mers scurtul. Și prin 66, după adevărată epopee, a reușit să treacă în Occident și din Occident a ajuns în America, la New York, și ultima informație pe care o am despre el este că era detectiv particular, un soi de private eye în New York. Asta e doar o poveste și e povestea unui om neregimentat. Da, sunt multe. Peste acești oameni a fost ficior comandant. Da. Dar ce a făcut el efectiv, dincolo de faptul de a conduce ragăruri de la periprava? Sunt tot felul de povești, că trecea cu carul peste deținuți, că bătea, că... Cât de mult adevăr și cât de... Pe ficior, fantezie este. Sunt și, să știi că sunt, ca în orice astfel de subiect, sunt și foarte multe exageri, dar... Pe Ficior, de fapt, l-au îngropat mărturiile, l-au îngropat supraviețuitorii. Ficior, pe lângă faptul că era comandant, Ficior, există foarte multe dovezi despre abuzurile, brutalitățile și bătăile pe care el le comitea. De la, nu știu, de la faptul că a izbit, că a dărâmat un deținut dintr-un singur pumn în figură, de la faptul că i-a scos altuia dinții cu o lovitură de bocanc, de la celebrul tribunal pe care se pare că l-a instituit în colonia de muncă de la Periprava, un soi de tribunal ad hoc în care el se ocupa personal uneori cu bătaia deținuților, celor presupuși vinovați. Vinovați de ce? Vinovați pentru că au fost la munca câmpului și au... ca să zic așa, au subtilizat o legumă ca să-și astâmpere foamea sau că au luat câteva boabe de porumb. Deci Ioan Ficior nu numai că gira și dădea tonul unor astfel de brutalități, ba chiar le comitea la rândul lui. Sunt foarte multe mărturii în felul acesta. Una dintre ele aparține chiar lui Octav Joza, care este președintele actual al Asociației Foștilor Deținuți Politici. Și nu numai. Ghinionul lui și norocul nostru a fost că la momentul în care s-a judecat procesul lui erau zeci de martori direct, zeci de supraviețuitori, zeci de oameni care trecuseră prin colonie și care au avut să se dea face cu regimul patronat de el. Și procesul lui cum s-a desfășurat? Că mi s-a părut acolo că a avut mai multe șanse. Avocații lui s-au luptat mult mai bine, mult mai... au fost mai implicații decât la Vișinescu. Da, Ficior a fost un altfel de om, ți-am spus. După povestea cu Periprava, mă rog, în 1963 a părăsit și el în colonie, a mai funcționat o vreme în sistem, a început să aibă probleme cu... a divorțat de soție la un moment dat în anii 70 și cumva era un soi de om la vârsta a doua care încerca să trăiască sau să retrăiască tinerețea. Mă rog, un pic de șperț, un amantlâc pe aici, pe acolo. Asta l-a costat un băiat care a plecat în America în 1982, dacă nu mă înșel, 83. Și la începutul anilor 80 l-a fost scos din sistem. Cu toate astea, vorbim de un om radical diferit de Alexandru Vișinescu. Vorbim de un om care nu numai că știa, dar și putea. Avea mijloace. Ficior nu era un om singur. Era un tip foarte conștient, cumva Alexandru Vișinescu într-o oarecare măsură mai pierduse contactul cu realitatea, uneori aluneca așa în lumea lui și era destul de greu să-l faci. Nu? Ficior era genul de om care avea șosetele asortate cu cravata. Deci era îmbrăcat tot așa, în același stil ca Alexandru Vișinescu, doar că pus la punct.
curat, călcat, spălat, cum se spune, aranjat. Spre deosebire de Vișinescu, care era foarte, foarte, foarte soios. Ficiora beneficia de doi avocați foarte agresivi, foarte combativi, uneori chiar obraznici. Le-a spune eu, adică nu odată au sărit calul în relația cu deținuții politici, dar na, slavă Domnului, Dumnezeu să-l ierte, Emanuel Mihăilescu, fost deținut politic, le-a plătit-o cu vârf și îndesat chiar în instanță. Deci procesul lui, din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al apărării, a avut o altă dinamică. Adică a fost o apărare solidă, combativă, care s-a simțit, pe care ai simțit-o la fiecare termen, la fiecare intervenție apărătorului lui, avea o reacție, avea ceva de obiectat, avea ceva de comentat, avea ceva de adăugat, de invocat. Da, deci din punctul ăsta de vedere, iarăși, nefiind singur, a fost foarte bine consiliat, foarte bine sfătuit, a avut aceiași avocați de la început până la sfârșit. Mai puțin la judecarea recursului, când a fost preluat de Abraham, celebru Pavel Abraham, într-o încercare așa de a salva totul în ultima clipă, nereușită de altfel, dar el altfel a avut aceeași echipă de avocați care au încercat să-și facă treaba. Ghinionul lui a fost că cu câteva luni mai devreme începuse procesul lui Alexandru Vișinescu și deja exista o speță care se judeca și deja a existat o sentință înaintea sentinței lui, mă rog, ghinionul. Ghinionul lui, norocul nostru, a fost foarte bine că a fost așa. Și apărarea asta nu i-a servit la nimic. Și aș mai spune ceva. Chiar dacă ar fi avut apărarea asta și înaintea procesului lui Alexandru Vișinescu, ar fi fost foarte, foarte greu să închizi gurile, să astup gurile a zeci de martori direcți. Unii dintre ei au fost audiați în instanță, deci au venit și au fost auziți inclusiv de către mine. Da? Alții au oferit declarații procurorilor și așa mai departe. Era greu să scape. Mai e o diferență față de Vișinescu. Vișinescu, fiind în necunoștință de cauză, a venit la fiecare termen. El putea să nu vină. Dar pur și simplu s-a prezentat, însoțit ba de un fost subaltern, ba de un nepot care între timp a murit în timp ce se desfășura procesul. El s-a prezentat de fiecare dată și cumva involuntar a asigurat circul mediatic. Ficior n-a venit decât de două ori, la primul și la ultimul termen, când a și vorbit. A citit de pe o foaie un discurs prefabricat, prestabilit, probabil a avut un acord cu avocații și a spus ce a avut de spus și în rest, gata. N-a intrat în polemici, n-a intrat în discuții, a avut o singură încercare de a vorbi cu un deținut politic care l-a abordat, Ianoș Mocar, dar în momentul în care lucrurile au început să degenereze cumva, adică a fost un deținut politic, a început să-i reproșeze lucruri așa, mai puțin plăcute, a jucat cartea, cum să spun, modestiei și a cartea instituțională. Hai să lăsăm instituțiile să-și facă treaba. Da, replica. Da, replica clasică și asta a fost ultima replică pe care a avut-o cu altfel. Da, atunci în declarația aia a spus că deținuții mâncau, nu că și ofițerii mâncau de mâncarea deținuților, da, că era atât de bună și că dădeau gogoși. Da, 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 da. Că prima... Să știi că, uite, aici fac o paranteză, eu am studiat foarte bine speța asta, mai bine chiar decât cea lui Alexandru Vișinescu și vreau să spun că aici sunt unele lucruri chiar sunt adevărate, numai că depinde ce facem cu adevărul și cum îl folosim. Au fost hohote de râs în instanță la Ficior atunci când s-a spus că exista un avion care prelua și deținuți politici, care ateriza. Ei, lucrul ăsta s-a întâmplat, să știi. Au fost deținuți politici care au plecat de la Peribrava cu avionul. Deci, pentru asta există și mărturii și documente. Ficior n-a mințit. Numai că el lua o frântură de adevăr, da? Și în ea îmbrăca toată realitatea aia îngrozitoare de acolo. Asta nu semna că era la ordinea zilei ca deținuții să mănânce și gogoși și să se dea cu avionul pe Dunăre și așa mai departe. De? Și care a fost atitudinea lui față de procese și de condamnare? A avut aceeași spaimă că e degradat? Nu știu, n-a vorbit în afară de presă care i-a bătut de câteva ori la ușă. Ficiora a fost foarte inteligent și s-a ferit de lucrurile astea, numai că am putut să văd finalurile. Ambele finalurile am văzut. Pe al lui Vișinescu chiar live am fost la fața locului când a fost arestat. Vișinescu a primit mult mai bine în simplitatea lui. Cumva a absorbit mult mai bine șocul ăsta. Și când l-au băgat în dubă, încătușat, să știi, în mașina de poliție, să știi că nu i-am putut citi mare lucru pe față.
decât așa, un soi de scârbă. Na. Pe când Ficior mi s-a părut dărâmat. Mi s-a părut confuz pentru prima oară. Deci atunci când s-a pronunțat sentința finală și când poliția a venit să-l ridice, mi s-a părut un om prăbușit. Era dezorientat. Atunci când a coborât din apartament de la gara de nord, privea în stânga, în dreapta, nu știa încotro să o apuce. Stătea la gara de nord? Da. Stătea la Unirii? Nu, Ficior stătea la gara de nord. La Unirii stătea un altul care a murit înainte de a mai fi luat la întrebări. Na. Deci, cumva, ei au avut o relație, s-au cunoscut. Și Ficiorul îl disprețuia cumva pe Vișinescu și îl lua cumva de sus. Dar ironia sorții a făcut ca Vișinescu să fie arestat cu un an înainte și să reziste aproape 3 ani în închisoare, iar Ficiorul să fie arestat cu un an mai târziu și să moară câteva săptămâni înaintea lui Vișinescu. Deși, iarăși și din punct de vedere fizic, mă rog, cel puțin aparent, Ficiorul stătea mult mai bine decât Vișinescu. Cumva, în moarte, Vișinescu a reușit să-și râdă de Ficiorul, care întotdeauna, asta mi-a spus-o Vișinescu personal, l-a tratat cam de sus. Ăsta, Ficiorul a avut așa dorința asta de a se pune la punct și din punct de vedere formal, știi? Sunt, mai cunoaștem oameni care își tot caută alibiuri din astea, ca zic așa, didactice, adică se pun la punct și recuperează timpul pierdut și adună diplome și așa mai departe. Deci Ficiorul a perseverat în direcția asta și în anii 70, cred, dacă nu mă știu, 70 și ceva, 76, și-a dat și doctoratul în drept. Deci, pe când Alexandru Vișinescu n-a mai făcut nicio școală în afară de ce a apucat să facă și să de școlile alea pe care le-a făcut în perioadele în care s-a înregimentat sau și alte câteva cursuri de perfecțiune mai târziu, nu s-a mai gândit să facă ceva în direcția asta. Deci, da, avem totuși două personaje diferite așa. Și cum vezi tu procesele astea? Noi am mai vorbit despre acest subiect în care nu avem neapărat păreri similare. Da, nu avem. Dar, mă rog, uite, eu reconsider cu toate neajunsurile lor, te-am zis, am refuzat să mă mai duc la Vișinescu, că nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut desfășurarea procesului. Mi s-a părut necesar. Mi s-a părut necesar și mi se pare, cu toate că simțeam că jocul e jucat înainte să înceapă, era ceva drept. Trebuia, na, chiar și după atâția ani, trebuia societatea să dea un semnal că, uite, tu ai făcut ceva rău cândva și la un moment dat vei fi sancționat. Adică nu poți să lași răul să treacă așa, neștampirat cu eticheta de rău. Uite, hai să facem altfel. Dacă ne raportăm doar la ideea de dreptate, la ideea abstractă, fără oameni, de ideea de justiție, de fapt, de a se face justiție. A? E foarte ok. E foarte ok ceea ce s-a... E foarte bine că aceste procese s-au judecat, e foarte bine că acești oameni au fost condamnați. Problema mea, o să fac eu pe avocatul diavolului acum, problema mea este că ce facem cu justiția fără oameni? Eu cred că justiția fără oameni își pierde din consistență. Adică fără cei care... care toți cei, sau mă rog, majoritatea celor care au trăit lucrurile astea pe pielea lor, fără cei care ar fi trebuit să câștige un beneficiu moral și nu numai din toată povestea asta. Mie mi se pare că justiția, dacă nu se face la timp, își pierde din substanță. Știi? Ți-am spus, dacă ne referim la procesele astea doar la... așa în mod abstract, firește, sunt binevenite. Nimeni nu spune că nu sunt binevenite, nu? Până la urmă... Ceva lipsește. Ceva lipsește, să știi. Se tot spune că niciodată nu e prea târziu pentru a se face dreptate. E, uite, eu cred că, da, uneori este prea târziu pentru a se face dreptate. Ce faci că ai doi bătrâni la 90 ceva de ani, da? Pe care îi aduci acum, în pragul morții, să-i judeci. Da, ideii de justiție servește,
nouă, ca societate, la ce ne mai servește? A, în perspectivă, ca punct de reper, iară s-ar putea să servească. Deci, vezi, sunt foarte multe, dar nouă, ca societate, în momentul de față, s-ar putea să, știi cum s-ar putea să le interpretăm? Stai, frate, că poți să faci foarte multe lucruri în viața asta și cel mult poți să riști să fii unul dintre cei doi care ajungi în pragul morții, ce să spun? Iau o condamnare și își pierd averile. Eu o văd exact invers. Uite, faci ceva rău și până în ultima clipă poți să fii trasă la răspundere. Ei, dacă vorbești de invers, hai să inversăm din nou. Mie mi se pare că e ca și cum un condamnat pe nedrept este eliberat în pragul morții și se spune ești liber. E prea târziu. Uneori este prea târziu. Da, sunt și situații în care este prea târziu. Dar uite, mă gândesc că în afară de Valentin Cristea, în cazul lui Vișinescu, foștii deținuți politici din, de la Periprava nu au considerat că e prea târziu și au vrut. Ai vorbit cu ei? Joza așa spunea. Da, sigur. Bine, și respectăm părerea și este, este Joza, un... Joza, da, într-adevăr. E nu. Dar în același timp... Singurare, da. În același timp acești oameni spuneau ce naiba s-a întâmplat cu povestea asta timp de 25 de ani. Bun, și dacă nu s-ar fi întâmplat niciodată, puteau spune, uite, nu s-a întâmplat niciodată, dar așa, mai bine, mai târziu decât niciodată. Adică... Nu știu ce să zic, acum mai e ceva. Depinde foarte mult ce stă la baza demersului juridic, știi? Asta e iarăși o chestiune pe care doar o menționez, nu vreau să intru în ea, dar iarăși e importantă. Da, bun, înțeleg ce spui, da. S-a întâmplat totuși, putea să nu se întâmple, da. E așa, cam în abstract. Adică când ai două fosile pe care le scoți din dulap și le aduci la bară, repet, fac eu pe avocatul diavolului ca să nu pară că... Știi? Da. Adică sunt foarte multe de spus. Vorbeam cu tine la un moment dat, ți-am spus, există părerea unui celebru jurist italian de secolul XVIII care spune că justiția, dacă nu este făcută la timp, adică în imediata apropiere a faptei, își pierde foarte, foarte mult din consistență și același om spunea pe la 1700 și la jumătatea secolului al XVIII-lea că se mai întâmplă ceva. Dacă se face la o perioadă mai mare de timp, riscă să se transforme într-un spectacol. Pe de altă parte, există părerile unor juriști, unul dintre ei îl cunoști și tu, Cătălin. Cătălin a venit cu Cătălin Constantinescu, dar a venit cu o idee, mă rog, nu știu dacă e a lui sau nu, dar am găsit la el o percepție foarte interesantă. A zis, dom'le, justiția are nevoie și de o anumită perioadă de timp ca să se debaraseze de un anumit grad de subiectivitate, știi? Ca să se calmeze emoțiile, să se știe. Adică, se poate discuta. Eu, personal și subiectiv, eu am în minte imaginea asta și comparația asta, situația asta întoarsă pe invers. Un condamnat pe nedrept care este eliberat în pragul morții. Știi? Apropo de situațiile astea care sunt judecate, hai să nu zic neapărat mult, mult prea târziu, dar mai târziu decât s-ar fi putut. Da, crezi că, dincolo de discuțiile despre procese, Vișinescu și Ficior își merită eticheta de torționari? Asta este o etichetă care mie îmi displace profund, pentru că mi se pare așa foarte jurnalistică și foarte superficială. Cred în același timp că ar merita etichete mult mai aspre, mult mai dure. Da, povestea asta cu torționarii a devenit așa, torționarul X, torționarul Y, dar nu e o, cum să spun, nu e un cuvânt, o etichetă care mie să mi se pară potrivită, dar cred că s-ar putea procopsi și cu etichete mai dure și nu e ca și cum nu le-ar primi pe nedrept din partea unora. Adică să ne înțelegem, în fond și la urma urmei avem de-a face cu niște oameni care au comis niște fapte abominabile. Chiar vreau să închei discuția cu întrebarea asta legată de cum îi vezi tu pe
pe Vișinescu și Ficior, acum, după toată experiența ta cu documentare, sesizare penală, mediatizare, proces, condamnare și apoi o perioadă de timp care a trecut și s-au sedimentat așa, s-au liniștit patimile și din societate, nu știu. Îmi spuneai un moment dat că, într-o anumită perspectivă, Vișinescu poate fi și un personaj tragic. Prin copilăria păi poate fi. Firește că poate fi, pentru că automat, dacă începi să sondezi, să sapi, dai de copilăria lui, dai de devenirea lui. Și acolo îți dai seama că s-a întâmplat ceva. Nu? Adică, cumva, toți avem o responsabilitate în asta. Noi, social vorbind, ca oameni. Noi, cumva, uite, hai să spun, asta e o chestie pe care am constatat-o și personal, vă spun din experiența mea personală, nu că nu vorbim aici de închisori și de... Dar, într-adevăr, noi purtăm partea noastră de responsabilitate pentru ceea ce fac cei de lângă noi. Pentru că uneori fie că facem lucruri care împing să reacționeze într-un anumit fel, să facă la rândul lor alte lucruri mai puțin bune, fie că nu suntem în stare și nu avem suficientă bunătate încât să facem ceea ce trebuie ca să-i ajutăm sau ca să nu împingem într-o direcție greșită. Oamenii fac foarte mult rău oamenilor. Asta este o chestie pe care am ajuns să o cred. Și îmi dau seama, repet, păstrăm proporțiile. Și eu am făcut rău oamenilor la rândul meu. E? Fără să vreau, uneori. Dar aminte dacă ne raportăm la o speță de genul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, crezi că se mai pot naște și astăzi Vișinescu și Ficiori? Păi, uite, hai să, dacă vorbim de noi doi, tu ești un potențial Ficiori, iar eu sunt un potențial Vișinescu. Nu cred că se mai pot naște. Sunt convins că în majoritatea, în fiecare dintre noi, există un Vișinescu sau un Ficior. Nu neapărat, înțelegi tu, sau măcar cât un puișor de Vișinescu sau Ficior, care așteaptă, din păcate, care așteaptă contextul sau momentul potrivit să iasă la suprafață. Asta este o chestie, cum să zic, asta este un fapt. De? Asta este sămânța nefericirii care este, și a nenorocirii, dacă vrei, care este sădită în noi. Sunt de acord cu ideea generală, dar nu sunt de acord cu eticheta pe care mi-ai pus-o, pentru că eu nu mi-asortez șosetele la cravată. Am înțeles. Eu am zis că sunt mai frust, așa, mai din topor, și atunci aleg să fiu eu Vișinescu. Nu. Bine, Vasi. Mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai povestit. Eu mulțumesc. Foarte frumoasă discuția. Băi, cât a durat. Da. Mai cunoaștem de ani de zile. Zici, da? Da, și eu am simțit că s-a găgat foarte fain. Da. Păi și vrei să scrii?